Bine v-am găsit, prieteni! Noi suntem Grădinari de Weekend și în acest clip voi vorbi despre facelia, una dintre cele mai valoroase plante melifere, care oferă albinelor cantități însemnate de nectar și polen. Albinele vecinului meu vizitează intens florile de facelia pe toată perioada acestora de înflorire. Noi am cumpărat un plic cu plante melifere din Horbach în luna februarie, iar la sfârșitul aceleiași luni le-am și plantat. Semințele de facelie au germinat cel mai rapid dintre toate și au înflorit în luna aprilie. Apoi am mai plantat al rând în luna iunie, dar au ajuns la maturitate foarte repede, iar acum, în luna iulie, am recoltat semințele. Am observat că este o plantă foarte rezistentă la secetă, dar și la brumele târzii de primăvară și necesită o minimă îngrijire. În general, la țară, florile sunt plantate în curtea din fața casei, în timp ce grădina de legume, livada sau vița de vie sunt în spatele casei, ceea ce, mie personal, mi se pare a fi fără logică, deoarece fructele și legumele au nevoie de polenizarea albinelor pentru a lega fruct. Și de aceea ne-am hotărât să le creăm un loc prielnic albinelor, cât mai aproape de grădină și livadă, același an de an, pentru ca acestea să învețe să revină mereu și cât mai multe în grădina noastră. Sperăm că v-a plăcut clipul nostru, vă mulțumim și până data viitoare vă dorim tot binele din lume!